Vulcanul Mayon din spatele meu este de obicei o atracție turistică în Filipine, însă de când a început să erupă, zeci de mii de oameni părăsesc zona. Lucille Talusan ne va spune cum ajută CBN pe cei care sunt nevoiți să-și părăsească locuințele. The alert on Mayon volcano was raised to level 4 as it continued to display intense sporadic lava fountaining. Alerta erupției vulcanului Mayon a fost ridicată la nivelul 4. Vulcanul continuă să erupă. În spatele meu puteți vedea cum erupe vulcanul Mayon. Conform vulcanologilor, aceste erupții frecvente ne avertizează că vulcanul Mayon va erupe și erupția va fi una majoră și foarte periculoasă. Mayona plânge din cauza situației în care se află familia ei. În mod ironic, ea a fost numită după această atracție turistică faimoasă care acum îi nenorocește viața. Ea este o mamă care își crește singură cei 6 copii și își amintește de noaptea în care au fost nevoiți să-și părăsească locuința. Ea a spus, m-a speriat huruitul vulcanului, sunetul a fost asemenea motorului unui camion. Deși locuiește în zona de pericol, Mayona a decis să rămână acasă. Când copiii ei au început să plângă, ea a decis să-i ducă la centrul de evacuare. Această școală a fost amenajată pentru a servi drept centru de evacuare. Mayona, copiii ei și încă 12 familii locuiesc în sala unei clase. Ei sunt printre cei 60.000 de localnici care au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza pericolului iminent pe care îl reprezintă vulcanul Mayon. Mulți dintre ei, ca și Mayona, au părăsit casele lor cu puține lucruri, fără bani să-și cumpere mâncare. Ei au fost foarte fericiți și mulțumitori echipei de ajutor umanitar de la CBN, care le-a adus orez, ouă și alte alimente. Mai mult decât atât, Mayona a primit și hrană spirituală. Biserica aflată în parteneriat cu echipa de ajutor umanitar CBN i-a spus despre vestea cea bună a mântuirii prin Isus și s-a rugat pentru ea. Fața ei s-a luminat și a spus, credința mea a fost întărită, pentru că știu că indiferent ce s-ar întâmpla, Dumnezeu va fi mereu alături de mine. Conform Institutului Vulcanologic și Seismologic, s-ar putea să treacă 2-3 luni până când vulcanul Mayon se va liniști. În acest timp, echipa de ajutor umanitar de la CBN continuă să acorde ajutor. In these trying times, CBN Humanitarian is committed to help. Lucille Talusan, CBN News, Albay, Philippines.